V-am promis că avem anunțul bombă al momentului. Subiectul pe care o să-l preia toată presa este cea mai dură confruntare din ultimii ani. Oana Zăvoranu și Alex Ashraf stau față în față cu declarațiile tranșante pe care le-a oferit Horia Vlădescu în exclusivitate. Mare bănică! Veți vedea totul duminica aceasta de la ora 12 la Spy News TV. Vă invit să urmăriți câteva secvențe. În încercarea ei de a-l aduce înapoi acasă pe Ashraf, încă mai trecea pe la vrăjitoare, iar noaptea se ducea în bucătărie, avea niște popuși așa și le înțepa cu niște andrele. O vrajă care a funcționat a fost când ea a intrat în lacul Morii cu o găină pe cap. Cum te poate convinge cineva să intri noaptea într-un lac cu o găină moartă în cap? Ea și în ziua de azi, când noi vorbim, se duce. Noaptea pe la 2-3, când avea anumite seri, de parcă era lună plină afară. Și începea să urle, spune că e un câine în casă. Și trecea dintr-o cameră într-alta în patrulă așa. Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, față în față cu acuzațiile aduse de fostul manager al clinicii lor, Horia Vlădescu. Cei doi vin în platoul Spy News TV și fac dezvăluiri explozive în premieră. Interviul este incendiar. Și am să-l comentez cu cine credeți? Cu Oana Zăvoranu și Alex Ashraf. Vă mulțumesc, bună ziua! Bună, Mara, bună ziua! Sunt cei mai potriviți, cred, oameni care pot răspunde direct. Va fi, de fapt, un dialog între voi și Horia, un dialog pe care nu l-ați avut până acum, n-ați putut să-l aveți, nu știu care sunt motivele. Este cert dușmanul de moarte, dușmanul momentului pentru tine, Oana. Băi, Mara, să știi că astăzi am venit cu greu, pentru că, sincer, aveam program de lătrat și de urlat la lună. Nu ratați confruntarea momentului într-o ediție incendiară. Spy News TV, duminică de la ora 12.